e cazul să abordăm subiectul ăsta din unghiul nostru de vedere, pentru că foarte multă lume ne-a scris pe paginile noastre de socializare referitor la poziția în acest context. Sunt profesori care într-adevăr au un salariu de mizerie, iar din mâna lor ies copii olimpici, oameni cu care noi ne mândrim. Sunt profesori, într-adevăr, care nu fac cinste funcție de profesori, ca în orice meserie. Acum, de 30 de ani, se tot vorbește de aceeași poveste. Dom'le, România, trebuie să investim în educație, trebuie să facem... S-au renovat clădiri. E un lucru bun. S-au renovat clădirile, nu mai cad clădirile pe copiii noștri. Însă, înăuntru clădirilor, nu se întâmplă nimic. Sunt ca bisericile, se fac biserici, dar sunt lipsite de suflet, sunt lipsite de credință, sunt lipsite de emoție. Cum ți se pare educația în ziua de azi și ce ar trebui să facă profesorii astfel încât să-și recâștige credibilitatea și să aibă de partea lor o susținere mai mare, astfel încât și din punct de vedere material să atragă salarii mai bune, pe de altă parte, și noi să ne uităm cu mai multă simpatie către profesori. Pentru că, iată, profesorii din ziua de azi, și îți spun pentru că am copii în școală, sunt foarte slab pregătiți. Bineînțeles, sunt total de acord și un salariu de 2500 de lei pentru un profesor care este nevoit să, de multe ori, să stea în chirie pentru a prinde un post, de multe ori este nevoit să aibă o anumită ținută în fața copiilor, pentru că sunt copii care vin cu telefoane de 1000 de euro la școală, cu ținute mai scumpe decât salariul profesorului. Cum vezi perspectiva asta învățământului despre care noi tot discutăm și iată că nu ajunge la o concluzie de câteva zile bune nici guvernul, nici părinții s-au înfierbântat părinții în mediul online. Ți-am dat câteva exemple de vedete care au luat poziție. E un subiect care frământă lumea în momentul ăsta. Tu știi că în Japonia, dintotdeauna, există o singură categorie socială care nu trebuie să se încline niciodată în fața împăratului. Știi? Lăutarii? Nu, ăștia sunt profesori, dascări. Pentru că n-ar putea să existe niciodată un împărat dacă n-ar exista profesori și dascări. Și atunci, iată o înțelepciune care a făcut din istoria milenară a Japoniei o țară așa cum este Japonia astăzi în lume. Orice am spune despre japonezi, cu toate excesele pe care le-au avut în istoria lor, rămân una din țările de top 3 din lumea asta. Faptul că noi am ajuns astăzi unde suntem, se cauzează, dacă permiți, faptului că niciun guvern din perioada de după decembrie 1989 până astăzi nu a fost format din oameni cu carte, din intelectuali, ci doar din tovarăși, din activiști de partid, din activiști ideologici până în 89, după care activiștii propriilor partide. Dacă am avut și noi o elită intelectuală culturală după 1848, dacă am avut niște cărturari cum a fost domnul Hașdeu, cum au fost Eliade Rădulescu, cum au fost Nicolae Iorga, adică avem o serie de oameni mari de spirit în România care au înțeles că singura șansă de modernizare, de ridicare a acestei nații și de așezarea ei într-un context european civilizat este educația. Noi astăzi, și nu de astăzi, ci de alaltă era, adică din 90 încoace, noi practic am călcat cu picioarele toate dezideratele părinților fondatori ai națiunii române. Adică noi, tot ceea ce am gândit de la 1848 până în 1920, mari intelectuali ai acestei țări, noi am batjocorit, voit sau nevoit, voluntar, involuntar, istoria ne va judeca, dar noi am călcat în picioare toate ideile iluministe corecte care fac dintr-un popor insignifiant și mediocru un popor interesant și un popor de care să se țină seama, adică o națiune cu adevărat modernă, puternică și așa mai departe. Dacă fiecare ministru al educației, fiecare prim-ministru, fiecare președinte în campaniile electorale a spus că, domne, e subfinanțat sistemul de învățământ, ne trebuie minim 6% din PIB
ca dascării, profesorii, copiii, clădirile, materiile, schimburile interculturale cu alte țări să funcționeze, atât ne trebuie, domne, 6% din PIB. După ce s-a terminat campania electorală, niciodată în 33 de ani, România nu a alocat mai mult de 2,3-2,4% din PIB educație. No, chiar zilele astea am văzut că era 3,3, acum a scăzut la 3,2. Acum, da, pe hârtie, da. Că nu se văd banii ăștia, nu se văd în salariile profesorilor, se văd într-adevăr în, cum ai spus mai devreme, modernizarea, mai degrabă repararea unor clădiri care erau într-o stare atât de precară încât părinții se temeau să-și mai ducă copiii la școală să nu le cadă tavanul în cap, cum s-a și întâmplat de atâtea ori. Și atunci, faptul că noi astăzi avem cel mai prost sistem de educație, pe tine este anacronic. Noi am mai vorbit de-a lungul întâlnirilor noastre despre faptul că sistemul nostru de învățământ este învechit. Este învechit ca metodă, este învechit ca programă, este învechit ca relație între profesor și elevi. Și atunci, părerea mea este că România nu poate avea un sistem de învățământ public de înaltă ținută. Din păcate, nu are niciun sistem privat de înaltă ținută și fac acum apel la ceea ce s-a întâmplat în învățământul de data sau universitar privat. Universitățile private din România sunt exclusiv fabrici de produs diplome, adică hârtii pe care unul să și le pună pe perete ca absolvit. Conținutul, pregătirea, mediocră. Și atunci noi nu avem niciun învățământ privat universitar de elită, nu avem niciun învățământ public de elită. Bă, nene, pe timpul lui Ceaușescu erau câteva universități, uite, de exemplu, cum era Universitatea de Petrol și Gaze de la Ploiești, care era în top 3 mondial. Noi astăzi suntem pe locul 70 sau 80 la nivel universitar și nu existăm la nivel preuniversitar, nu mai avem niciun liceu. Pe vremuri erau Sfântul Sava, Liceul Bălcescu, Mihai Viteazu, licee mari care puteau și câștigau olimpiade naționale și internaționale de mare renume. Nu mai sunt. Și atunci suntem într-un cer vicios. E un cer vicios. Cumva parcă cineva din elita politică a României nu a mai dorit ca acest popor să fie emancipat, să fie un popor instruit, un popor deștept. Măcar de la Lenin încoace, comuniștii au zis, bă, trebuie să învățăm. Învățați, învățați și iar învățați. S-a întâmplat ceva. Capitalismul ăsta consumerist care a venit la noi după 90 a venit fără să aibă nevoie de elite, fără să aibă nevoie de intelectual român, ci de consumator român. Și dacă se poate, de consumator proști român care să nu-și pună întrebări prea multe, să mănânce ce oferă piața. De un popor de casieri, de supermarket. Și atunci degeaba avem noi 1 miliard de universități private și nu știu câți absolvenți de drept. De casier de supermarket cu facultate. Cu facultate, pe de nimeni nu merită mai mult. Acum hai să fim serioși. Și atunci noi ne-am păcălit singuri. Știi că românul are cel mai straniu proverb din lume. Și-a furat singur căciula. Adică noi suntem poporul ăla care își fură singur căciula și după care face meningită și se plânge că dă ce a răcit. Păi bă, tu ți-ai luat căciula și ți-ai furat-o.